Se știe că la vârste foarte fragede copiii sunt atrași de personajele din desene animate sau din cărțile de povești. Plecând de la premisa cu cât numărul cărților citite este mai mare, cu atât mai multe și mai variate pot fi și cunoștințele copiilor. Cadrele didactice ale școlii gimnaziale Lucian Grigorescu din Megidia le-au pregătit elevilor o oră de lectură altfel. Centrul Cultural Județean Teodor Burada, prin secția de distribuție și exploatare a filmelor, continuă proiectul Ovidius, Cartea și Filmul. Început în urmă cu câțiva ani, în cadrul căruia filmul este folosit pentru a atrage pe elevi spre lectură. La Megidia, acest proiect a fost lansat în urmă cu 2 săptămâni la școala gimnazială Spiru Haret, iar astăzi și elevii școlii Lucian Grigorescu au avut ocazia să-l citească pe Ion Creangă prin intermediul unei proiecții video. Astăzi am revenit cu drag la Megidia. Iată, colaborarea născută nu cu foarte mult timp în urmă continuă, crește și crește frumos, zic eu, pentru că astăzi am revenit să continuăm lecțiile noastre de limba și literatura română altfel, parcurgând drumul de la film către carte, drumul invers, zic eu. Pornim cu filmul ca să-i convingem pe cei mici să citească. Este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă. Și atunci am revenit astăzi și am pornit noi cu limba și literatura română și astăzi se completează într-un mod fericit, zic eu, pentru că se nasc astăzi aici la Megidia. Ce ați văzut este practic actul de naștere a următoarelor lecții de istorie altfel. Istorie pe viu. Astăzi am venit însoțit de bunul meu prieten, domnul Costin Scurtu, cu care am un alt proiect în derulare legat de filmul istoric, directorul Muzeului Militar din Constanța, și i-a provocat deja pe cei mici, are deja experiență în domeniu și vor face lecțiile de istorie pe viu la muzeu, acolo, în săptămâna școala altfel, sprijinit fiind de școlile, fiind sprijinite de primăria de aici, din Megidia, pentru a se deplasa acolo, în mijlocul obiectelor militarilor, a costumației militarilor, a armelor și al poveștilor trăite pe viu. Din dorința de a le arăta elevilor că filmul este de fapt o carte citită, inițiatorii proiectului educațional Ovidius, Cartea și Filmul au ales să prezinte povești din literatura românească care se regăsesc în programa școlară. Avem onoarea să primim vizita reprezentanților Centrului Cultural Județean Teodor Burada, care derulează un proiect pentru promovarea valorilor cinematografiei românești. Și totodată urmăresc stimularea interesului pentru lectură al elevilor prin promovarea marilor ecranizări după operele românești. De exemplu, Amintiri din copilărie au vizionat astăzi elevii noștri. Cum vi s-a părut ideea propusă de către aceștia? O idee foarte bună. Copiii sunt interesați de astfel de activități și o modalitate atractivă de a-i îndruma către lectură. Proiectul educațional urmărește să evidențieze conexiunile dintre arta cititului și cea a filmului, punctând aspectele ce le apropie, dar și pe cele care le diferențiază, prin prezentarea de proiecții video cunoscute elevilor. Scopul nostru este de a porni o caravană a filmului prin care promovăm tradițiile, în același timp încercăm să aducem rolul cărții pentru a putea fi citită, dar provocarea vine prin vizualizarea unui film de epocă, am putea spune, cum am ales astăzi tematica legată de Ion Creangă, având în vedere și faptul că s-a născut în luna, la începutul lunii martie. Pe de altă parte, prezentăm tradițiile care existau acum 100 de ani, încercăm să le înțelegem, descoperim cuvintele pe care astăzi nu le mai folosim și încercăm să vedem cum funcționau mecanismele acum 100 și ceva de ani, când nu aveam curentul electric, când nu aveam posibilitățile de comunicare de astăzi, ceea ce pentru micii elevi de la această frumoasă școală într-adevăr reprezintă o surpriză. Ca să continuăm provocarea, aici trebuie să aducem mulțumiri autorităților locale din Megidia, vom continua colaborarea prin participarea elevilor din Megidia în săptămâna cu școala altfel specifică fiecărei școli,
la activitățile Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I, filiala Constanța, unde vom desfășura activități interactive, tocmai pentru a marca 100 de ani de la luptele care s-au dat în vara anului 1917 la Mărești, Mărășești și Oituz. Evenimentele se vor derula conform planificărilor școlare pentru a putea să ne integrăm noi în cerințele curriculare, pentru a putea să fim într-adevăr de ajutor instituției școlare din Megidia și, bineînțeles, de a răspunde așteptărilor care vin din partea copiilor. La activitățile de astăzi de la școala gimnazială Lucian Grigorescu a fost prezent și Bogdan Moșescu, reprezentantul primăriei Megidia, care consideră că astfel de activități sunt benefice pentru toți copiii, fiind necesar ca pedagogii să reușească la orele de curs să îmbine utilul cu plăcutul. Un eveniment deosebit. Noi am făcut un obicei aici în Megidia de a încerca să insuflăm și tinerilor generații apetitul către cultură. Țin să le mulțumesc în mod special invitațiilor special de astăzi, domnului Danco Jucaru, șef secție al Centrului Cultural Județean Teodor Burada, și astăzi este a doua vizită a dumnealui la noi în oraș. Vom face un mic periplu în fiecare dintre școlile gimnaziale din oraș să încercăm să vedem cam care e deschiderea tinerilor către cultură, către filmul românesc. Foarte important să nu uităm că pe lângă, eu știu, toate filmele care vin din afara țării, avem și noi producții românești deosebite, producții care pe care trebuie să le știe și tinerii noștri și care trebuie să reprezinte câteodată poate un simbol pentru ei, și astfel încât să vadă și ceea ce a fost România odată. De asemenea, astăzi l-am avut alături de noi și pe domnul Costin Scurtu, directorul Muzeului Militar Constanța. Alături de dumnealui, astăzi am creionat o vizită a tinerilor din Megidia în cadrul muzeului pe care dumnealui îl conduce. Încercăm să facem tot ceea ce putem pentru tinerii din oraș, astfel încât ca pe lângă activitățile curriculare pe care le derulează, să aibă și aplicații practice, să aibă și, nu știu, vizite în cadrul instituțiilor cheie unde pot și au ce învăța cu siguranță, și vizite alături de oameni de la care cu siguranță au ce învăța, iar cei doi invitați de astăzi ai noștri, invitați speciali, cu siguranță au multe, 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 multe de învățat de la aceștia. Elevii au fost încântați de această activitate, în cadrul căreia au vizionat filmul Amintiri din copilărie, inspirat din poveștile lui Ion Creangă, care le-a captivat atenția, dar și le-a stârnit curiozitatea de a citi cartea. La Amintiri din copilărie. Știi cine a scris Amintiri din copilărie? Da, Ion Creangă. Cine este Ion Creangă? Ion Creangă este un scriitor. Ai scris ceva pe bilețel, personajele principale, ceva? Da. Pe cine ai scris? Pe Ion Creangă, Mădușa Mărioara și cam atât deocamdată. Cam ce s-a întâmplat în film? Mică, avea un frățior și mama lui l-a pus să aibă grijă de el, numai că el a fugit la scăldat. Și mama lui, când l-a prins, i-a luat hainele și le-a luat acasă. Sora lui Ion Creangă a fost bătută de un preot. Și după aia, Ion Creangă a scos cartea și a fost la Mătușa Mărioara. Scopul unor astfel de activități este de a stimula interesul pentru lectura individuală și colectivă, în vederea dezvoltării și activizării vocabularului și a dobândirii tehnicilor de muncă intelectuală.